Ministrul Natalia Gavriliță a prezentat astăzi raportul privind activitatea guvernului în primele 100 de zile de mandat. Șeful executivului a enumerat crizele prin care a trecut Moldova în această perioadă și soluțiile identificate de executiv. Ea s-a arătat mulțumită de prestația echipei sale și a spus că în timpul apropiat remanieri nu vor avea loc. Natalia Gavriliță a menționat că pentru a contribui la depășirea crizei pandemice, guvernul, între altele, a majorat salariile personalului auxiliar din spitale cu 57% și a redus la 6% cota TVA pentru sectorul Horeca. Am diminuat tariful pentru serviciul de determinare calitativă a ARN virusului SARS-CoV-2 prin metoda PCR în regim real-time de la 700 la 300 de lei. Totuși, ieftinirea testelor pentru depistarea virusului COVID s-au dovedit a fi doar pe hârtie. Niciuna dintre policlinicile din Republica Moldova nu fac teste, așa cum anunțase guvernul. Acestea se pot face cu preț redus doar în cadrul laboratoarelor ANSP. Tot astăzi, Gavriliță a anunțat că pentru a ajuta populația în perioada crizei gazelor și a scumpirilor, executivul a mărit pensia minimă până la 2000 de lei și a instituit un mecanism de compensare parțială a facturilor la gazele naturale și încălzire. Gavriliță a subliniat că Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană, menționând restabilirea finanțării externe. Întrebată ce notă și-ar pune pentru activitatea de până acum a guvernului, premierul a răspuns. Este un pic dificil pentru că mă rugați să fac un exercițiu de autoevaluare. Eu pot să spun că nota trebuie să ne-o dea cetățenii. Iar eu sunt mulțumită de activitatea miniștrilor. Dumneavoastră sunteți mulțumită de activitatea tuturor miniștrilor pe care îi aveți în guvern. Mă refer în special, de exemplu, la doamna Nemerenko, care de foarte multe ori a fugit de presă. Cred că doamna Nemerenko a fost foarte deschisă cu presa. Gavriliță a mai menționat că în timpul apropiat remanieri nu vor avea loc. Nu considerați cumva prea triumfalist raportul pe care l-ați prezentat după 100 de zile, în contextul în care există în societate foarte multă nemulțumire vis-a-vis de activitatea unor ministere? Și în plus, de ce nu au venit miniștrii ca să vedem, pentru că spuneam, există foarte multe întrebări. Eu cumva reprezint guvernul și ceilalți miniștri lucrează, după cum am spus, avem o situație când ne confruntăm cu mai multe crize în paralel și deci toată lumea este la muncă. Actualul cabinet de miniștri a primit votul investitură al Parlamentului și a depus jurământul în data de 6 august 2021.